listă preliminară, vedem că au fost 468 de cereri pentru atribuirea unei locuințe sociale. Din cei 468 de solicitanți, adică oameni care trăiesc în condiții grele, care sunt dezavantajați, care sunt defavorizați și trăiesc precar, doar 193 de persoane se califică în acest concurs pentru a locui în oraș decent. Ce reiese din acest lucru? Din acest lucru reiese faptul că aproape jumătate din locuitorii Clujului, adică persoane care în majoritatea lor s-au născut și trăiesc în acest oraș, nu pot să își exercite dreptul lor la a semnala nevoia de locuire socială. A depune o cerere de locuință socială înseamnă semnalarea unei nevoi pe care oamenii o au. Însă, datorită unei proceduri decise la nivel local, în contextul legislației naționale, ei sunt dezavantajați datorită faptului că, într-un prim pas, sunt declarați ca fiind neeligibili. Care este problema aici? Aș vrea să vă semnalez faptul că, prin decizia existentă la nivel local, practic acești oameni au fost puși sau pot să fie condamnați unei morți sociale, unei morți politice și unei morți biologice, pentru că nu pot să trăiască în condiții decente. Totuși, ar trebui să ne amintim că și ei lucrează în acest oraș. Este vorba de oameni care lucrează ca personal de curățenie în cele mai selecte restaurante din Cluj. Este vorba despre oameni care ne curăță și amenajează parcurile. Este vorba despre oameni care acum au un salariu foarte mic, făcând selectarea de gunoi pe rampa temporară. Noi credem că și ei trebuie să fie recunoscuți în această procedură de atribuire a, și subliniez asta, locuințelor sociale. Și oamenii care trăiesc așa și contribuie la viața acestui oraș trebuie să constituie, să fie incluși în guvernare locală. E foarte important că ne gândim la discriminare când vorbim despre parcările din centrul orașului, dar să ne gândim și la cum o anumită procedură poate să discrimineze oameni care au cea mai mare nevoie de locuire. În acest sens, și pe lângă acest apel la umanitatea dumneavoastră pe care am făcut-o prin această intervenție, aș vrea să vă spun că am pus cap la cap, sunt puțin emoționată, dar o să o rog și pe colega mea să vă spun atenție argumentele legislative. Doar că aș vrea să vă reamintesc că și oamenii aceștia au dreptul să participe măcar la competiția locală de atribuire a locuințelor sociale.